Salutare vulpițelor și hudinașilor! Bine ați venit în sânul familiei noastre! Am ajuns acasă, uitați-o pe vulpiță acolo în spate. O să avem o discuție cu ea, să vedem cum a fost în tabără. Noi am văzut cum a fost în tabără, deci trebuie să discutăm și cu fetița noastră, vulpița. Hai să luăm la întrebări! Haide, Foxy! Să nu uitați să răpeți acolo butonașul de like și de subscribe! Da, neapărat! Hai să vedem! Haide să vedem ce faci, vulpiță, cum a fost în tabără, că n-am apucat să vorbim vulpiță cu tine. Vulpiță, de 3 luni de zile nu te-am mai văzut. Cum a fost în tabără? Nu fugi, știi? Nu, ce se ascunde? N-ai mai scăpat de... Adică ai scăpat 3 luni de zile de interogatoriu părinților, acum nu mai scapi. Hello, guys! Vulpiță, tot nu vorbești română? Ai rămas blocată tot pe engleză, vulpiță? Vulpiță, ia spune, tot nu vorbești română? Ia spune-ne. Ba da, acum vorbesc! Wow! Ce? Wow, nu vine să cred! Vorbește vulpița pentru prima dată română, pe bune? It was a joke, guys! Aoleu, face mișto de noi, Foxy! Tu ce zici, Houdini Junior? Vulpiță, vorbește și tu română, lasă englezească asta. Fra, lasă-mă pace. Opa. Fac ce vreau. Ia uite, bă, că vorbește în română. Mamă, dar de unde? Cum de schimbarea asta bruscă? Vulpiță se vorbește așa în română. Păi stai să vă zic, pot să vă zic ceva? Da, spune-ne. Când am fost în tabără 3 luni de zile, așa, am auzit că ați fost acolo, că m-a sunat domnul care se ocupa de tabără să întrebe dacă am ajuns cu bine, că m-au căutat părinții acolo. Da, păi zicea și el că nu ți-a mai mers telefonul. Într-adevăr, mi-a căzut de pe... m-am urcat sus într-un turn și mi-a căzut de acolo. Aoleo, da, am fost și din noi în turnul ăla. Din turnul ăla, sus de tot. De acolo, de sus de tot, ți-a căzut, pe bune? Da, mă uitam după un băiat și... Ups! După ce? După un băiat? Ce? Ce? Stai puțin că nu înțeleg. Stai așa, vulpiță, ia povestește-ne. Tu ce-ai făcut 3 luni de zile acolo? Mă uitam după un băiat, e un băiat foarte fain. Ce? Aoleu. Vulpiță? Pe bune? Auzi că ne povestește de băieți, nu vine să cred. Aoleu, ce-a crescut vulpița, ia uite. Vai de mine, și-a făcut de cap 3 luni de zile fără noi. Într-adevăr, Foxy. Vai de mine, ei, uite că e cu tine, vulpița, să fiu eu că nu-i. Uite-te. Ea are aceeași înălțime ca mine. E mai înaltă ca mine, ia fi atentă, Foxy. Uai, dar de când aveți voi piscina aici? Oh, păi ai lipsit. Știi că ai și nepoțel, practic e și nepoțelul ei, nu? Da, Gigel. Da, da. Da, păi a născut Jesse. Știi că ți-am zis că a născut Jesse? Da, a născut, ce tare! Da, a născut de ceva timp, este Gigel acolo sus. Abia aștept să mă duc să-l iau în brațe. Da, dar întâi să nu uiți să te speli pe mâini, vulpiță. O să fii curată când te duci la Gigel. Bineînțeles, mama și tata, vă, ce credeți? Așa. Și trebuie să vorbesc și eu cu tânărul acesta de care ne vorbești tu. Ai, mă, da, dar pe bune acum suntem la începutul relației. Nu vreau să cunoască încă părinții. Ba da, să-l aduci la noi acasă ca să povestim cu el, să vedem ce fel de... Ce fel de gagicuți ți-ai luat tu, vulpiță? Nu poți să scap peste asta, stric peste asta, no, ce? No, n-ai cum. No. Ori îl prezinți, ori nu mai ești cu el. Adio, gagic. Adică, vulpiță, ești cam tânără pentru gagic și având în vedere că este primul tău gagic iubit, cred că este primul, nu? Da, sigur. Da, e primul. Da, sigur. Cum adică, vulpiță, ea recunoaște, spune tot acum. L-am mai avut pe Jimmy din vecin, când era mai micuță. Aoleu, Jimmy. Jimmy. Iubești fetițele, mai Jimmy. Aoleu, Jimmy. Da, nu mi-a mai plăcut de el. Opa, s-a răzgândit vulpița. Da, și pe noul meu iubit îl cheamă. Cum îl cheamă, ia să vedem. Aoleo, Foxy. Deci chiar face mișto de noi. Vreau să văd cine e noul tău iubit. Ce nume poate să aibă noul tău iubit? Ia spune. Cum îl cheamă? Castravete? Nu, îl cheamă Sammy. Aoleo, Sammy. Oh,
sună drăguț. Interesant, sună anume din ăsta așa exotic. Exotic, semi. Da. Și de unde e semi ăsta, vulpița? Stă pe aici, pe la noi, prin oraș sau? Nu, stă în orașul de lângă orașul nostru. Păi și cum vă întâlniți, vulpiță? Da, cum vă întâlniți? Că e relație din asta, la distanță. L-am duc părinții lui în fiecare joi la noi în oraș, că el face ore de tenis de masă. Am înțeles, eu uite ce interesant, face, da. E sportiv. E sportiv, da. Da, părinții lui au fost campion la tenis și el urmează tradiția. Am înțeles. Nu știu, abia aștept să-l cunosc pe acest tânăr promițător. Da, și eu. Abia aștept să văd ce-i de capul și lui. Și vulpiță, ce vârstă are Semi? Nu fugi, unde te duci? Unde te duci, vulpiță? Mă, nu, mă duc să-l văd pe Gigel, vreau să văd cum arată. Stai. Te-ai răzgândit? Ce faci? O să mă spăl pe mâini, de fapt. Unde e, la baie, vulpița? Stai că nu mai văd Foxy. Cred că da, au intrat la baie. Au dispărut. Baie, ia vezi. Vulpiță, cioc, ești la baie? Da, era la baie, aoleo, gata, am închis ușa. Așa am văzut, gata, stai să o lăsăm Foxy până iese. Hai să o așteptăm lângă ușa de la baie. Da, cred că, eu cred că a vrut să scape de noi, să nu ne mai dea mai multe detalii. Uite cum fuge. Nu mai fugi, vulpiță. Hoțomano, vin aici. Mami, Dani, auzi că dăm în prumul și mie mașina asta. Când mai crești? Ia lui Houdini Junior și încă n-ai de carnet, nu ai vârsta. Mai ai de așteptat puțin. Apropo, ce vârstă are Semi? 16. Aoleo. E mai mare cu un an ca tine. Da. Da, e ok vârsta, da. E ok, e doar cu un an mai mare ca ea. O împing pe vulpiță în apă, Foxy. Împinge, păi primirea de bun venit acasă. Aoleo, nu poți să împing. Mamă, dar tu ai mâncat prea mult, vulpiță, că nu poți să te împing în apă. Am mâncat și drept, era o grămadă de tortă pe acolo. Era prea grasă, Foxy, nu pot împinge în apă. Ce bună, dacă nu ai văzut, ia uite. Nu n-o pe vulpița noastră grasă. Nu pot împinge în apă. Într-adevăr, parcă s-am cam împlinit în 3 luni de zile. Aveau niște torturi acolo, super bune la gust. Am mâncat și eu torturi din alea, mamă, ce bune erau. Și taică tot de nou mâncat la torturi, cred că toate torturile de acolo. Deci dacă te sună administratorul taberei și spune că au dispărut câteva torturi, să știi că e vina lui Houdini. Aoleu, am mâncat, le-am băgat la burtică. Ia zi, Houdini Junior, tu ce părere ai că sora ta are iubit? Ui, ce părere să am, să aibă grijă, să nu fie un hoțoman. Păi las că-l până noi la reste când vine la noi în vizită. Da, îl întrebăm. Zice așa ca un frate, cum trebuie să-i zici să aibă grijă de sora ta, știi? Da, lasă că-l pun eu la punct. Aoleo. Vulpiță, ne bucurăm că te-ai întors acasă și abia așteptăm să-ți vedem iubitul. Și astăzi noi arătăm ce s-a mai întâmplat aici, vii să vezi? Apropo, mașina, nu știu dacă observi casa în primul rând, că tu nu mai erai aici, vulpiță. Tu ai văzut piscina. Păi da, știe și ea din povești, îți dai seama, Foxy. Da, știu că i-ați făcut casa lui Hâț, îl știu pe fratii meu. Mi-a zis că vrea casa lui Hâț. Da, vorbim și eu cu vulpița. Ați sunat-o când încă îi mergea telefonul. Da, și pe atunci nu ți-a zis care iubi? Sau tu, Houdini Junior, tu știai? Mi-a zis ceva, da, am zis să trec cu vederea. Și nouă, de ce nu ne-ai zis? Băi, am zis că mă zice ea când vine acasă. Am înțeles, dar totuși sora ta mai mică trebuia să ne zici, să nu fie vreun derbedeu. Ea zice că nu e, acum să vedem când îl aduce aici, dacă are curajul. Da, vedem. Vulpiță, apropo, când îl aduce? Ai zis că joia vine în oraș, poate să vină joia după antrenamentul de tenis. Ui, mă, ce fuge vulpița! Se ascunde, Foxy. Vai de mine. Se ascunde de noi, nu știu ce să zic. Da. Poate să vină atunci după antrenament. Opa, țopa. Și ce-i place să mănânce? Ce să gătim? Cu ce să-l așteptăm în ziua respectivă? Îi place peștele. Aoleu, pește! Aoleu, Houdini, trebuie să mergem la pescuit. Mamă, păi lasă că o să fac eu aici un grătărel și o să-l pun acolo pe foc ca să se prăjească peștele. Oase sau fără oase, vulpița?
Fără oase, când are răbdare, scoate toate oasele. Aoleu, mai ești și pretențios, am înțeles. Hai de mine, ce pretențios ai găsit? E la fel ca mine. Opa, opa. De fapt, dacă și vulpița noastră e cam fiță, e așa. Deci cam acesta a fost episodul vulpițelor și hudinașilor. Abia așteptăm să îl cunoaște pe iubitul vulpiței care face tenis și care îl cheamă Sammy. Are numai interesant. Interesant, exotic, da. Abia așteptăm să-l vedem și să sperăm că o să fie bine și că nu va trebui să-i despărțim, gen. Să... fie băiat de treabă. Da, sperăm că este un băiat de gaj și că dacă v-a plăcut episodul să nu uitați de un like, un share, un subscribe, un follow pe Instagram. Foxy.insta și Houdini.insta, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa! Pa, pa!